Seria evenimentelor culturale continuă la HDU. Astăzi, academicianul Eugen Simion a ținut o conferință liceenilor despre viața și opera lui Mihai Eminescu. Evenimentul a avut loc în amfiteatrul George Emil Palade al colegiului. În cadrul Ateneului, conferențiarul de astăzi este un desăvârșit om de cultură, profesor universitar care a format foarte multe generații de profesori de limbă și literatură română, unii mai buni, alții mai guralivi, poate. Oricum, oameni care știu să fie devotați învățământului. Înainte de a începe conferința, academicianului Eugen Simion le-a motivat tinerilor de ce a ales să le vorbească despre Mihai Eminescu. Eminescu este un fapt al existenței noastre. Vine vorba mereu de Eminescu. Până și oamenii politici vorbesc despre Eminescu. Mai spun, vorbesc profesorii. Noi certăm elevii și studenții noștri certăm că nu mai citesc pe Eminescu. În presa literară se discută mereu. Și atunci am zis că e bine, într-un fel, să vorbesc altfel despre Eminescu. De asemenea, fostul președinte al Academiei Române l-a vorbit liceenilor buzoieni despre relația cititorului român cu poetul național. Începe din școală, unde junele copil, să spunem așa, sau adolescent, află despre Eminescu, profesorul de română vorbește, spune ceva despre biografia lui, despre iubirea lui pentru Veronica, după aceea despre Luceafăr și așa mai departe. Este o istorie personală pe care fiecare o are cu Eminescu. Eu am avut o istorie specială cu Eminescu, pentru că S-a întâmplat la lucru în biografia mea câteva întâlniri miraculoase pe care eu le-am avut, am avut norocul să le-am cu niște oameni care se ocupau de Eminescu. În al doilea rând, pentru că am devenit critic literar și profesor de literatură. Eugen Simion le-a reamintit HDN-ilor cât de importantă este lectura în viața tinerilor, explicând că există două moduri de a citi. Citim o carte în două feluri. O citim ca Doamna Bovary, celebrul roman al lui Flaubert. Toată povestea acolo este povestea cum destinul unei femei se schimbă și capătă un dramatism, un destin, existența ei capătă un destin prin întâlnirea cu literatura. Este întâlnirea naivă, este lectura naivă. Și al doilea tip de lectură este lectura de tip Roland Barthes, zice el, celebrul semiolog. Acela care citește textul, citește construcția, structura formală a unui text. Astăzi, în cadrul Ateneului de la HDU, a fost prezent academicianul Eugen Simion, care ne-a prezentat amănunte despre viața lui, despre opere, am aflat lucruri noi pe care n-am putut să le... Nu ne-au fost prezentate la cursuri, detalii despre anumiți autori, poeți, jurnale. În prezent, academicianul Eugen Simion este director al Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu și președinte al Fundației Naționale pentru Știință și Artă, înființată la inițiativa sa. Fost președinte al Academiei Române, critic și istoric literar, Eugen Simion a publicat peste 3000 de articole și studii în reviste literare și culturale și peste 18 volume de critică și istorie literară.